still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Așa cum v-am promis, scumpa mea iubită Senada. Astăzi o să vorbim un lucru foarte interesant și anume gagicile la volan. Nu, fără gagici. Nu, astăzi o să discutăm despre viteza excesivă. Dar înainte să începem orice subiect pe care îl avem de început, aș vrea să vă prezint clipul cu Binatex, cel pe care foarte mulți dintre voi îl așteptați. Acesta este mult așteptatul videoclip despre Binatex. Haideți să vedem cu adevărat cum funcționează acest sistem. Am selectat acolo $10 și le-am dat un curs în sus și vom aștepta ca graficul să se ridice cât mai mult pentru ca noi să putem să facem bănuți. Nu vă speriați, dacă acest grafic scade, cum este în momentul de față, el cu siguranță va crește și când o va face, o va face foarte, foarte mult. Puteți să vă dublați sau să vă triplați bănuții pe care voi i-ați pus acolo în doar câteva minute de folosință, da? Deci dacă ați intrat și ați pierdut $10, nu vă speriați, puneți alți 10, cu siguranță o să scoateți mult mai mult de atât. Avem acolo și șansele mele de 80% pentru a obține $18 în mai puțin de un minut. Șanse pe care de fiecare dată le nimerește bine și sunt precise, ca să zic așa, da? Eu am pus doar $10 ca să vă fac vouă o mică prezentare. Cu cât puneți mai mult, cu atât aveți câștiga mai mult. Ia să vedem, și am făcut $18, după cum puteți vedea. Puteți să intrați acum și să vă apucați de făcut și voi bănuți. Da, cam ăsta e clipul cu Binatex. Știți ce aveți acum de făcut. Ok, să ne întoarcem la uițele noastre. După cum știți, cele mai multe accidente se întâmplă din cauza vitezei. Adică dildăi nebuni care gonesc ca dildăi pe străzi. Și eu sunt unul dintre ei și eu merg foarte tare câteodată, nu tot timpul. O, Marcel, lasă-mă să-mi fac clipul, fute-te soarele. Nu mă lasă Marcel să fac clipul aici. Așa. Și o să discutăm puțin despre viteză. La ce riscuri ne expunem atunci când mergem cu viteză și, în primul rând, de ce o facem, frate? De ce facem lucrul ăsta? Pentru că cei mai mulți, dacă ați văzut, o calcă și pun frână după aia. N-am putut să înțeleg în viața mea așa ceva. Nu pot, nu știu, eu cel puțin nu pot să conștientizez. Merge cu 100, adică vede că vine giratoriu, te depășește, o calcă cu 100 și ceva și pe aia dă-n frâne, știi? Deci nu pot să înțeleg de ce fac unii lucrurile astea. 90% dintre accidente se întâmplă din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. Când vorbim de neadaptarea vitezei la condițiile de drum, ne gândim atunci la curbe, la carosabil umed, la carosabil alunecos, care este după ploaie, în timpul ploii și așa mai departe, căcaturi de astea, acvaplanare și tâmpenii de astea, frânări bruște și fără niciun rost, mă ghepătești motocicleta. Du-te, nenea, la anul o să ven și eu tot la fel ca tine. Așa. După cum vedeți și dildău ăsta, uite-l cum se apleacă cu motorul, fută-l soarele, uite-te și tu la ei. Deci uite-te și tu la ei, vedeți? Deci despre asta vorbesc, despre neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Adică vede că e curbă, bine, el e cu motorul, e altă chestie, se ferește imediat. Dar în România, cel puțin cât am circulat prin România, am fost depășit de zeci de ori, numai de dildăi ăștia handicapați care și-au pus viața lor în pericol la rola care venea din sens și a mea, atât timp eram depășit în pericol și fără niciun motiv, pentru că mă depășea și la câțiva kilometri deja eram iarăși în spatele lui. Deci merge cu sute de kilometri la oră și îl prind în jumătate de oră și ajungem amândoi în același punct, pe același tronson de drum. Și el nu are absolut niciun avantaj în fața mea, numai și numai riscuri. De aceea, dacă ați văzut, am făcut wow. Eu... What? Ce frumos, nu? Dacă ați văzut, am făcut acel clip în care mergeam cu 260 de km la oră. 130 și 250 imediat. O să încetinesc pentru că deja merg prea tare.
despre clipul ăsta vorbeam. Când am făcut clipul, nu m-am gândit prea mult, deci nu am dat dovadă de prea mult creier, așa că am zis, hai să-i dau un pităică. No, apoi i-am dat, frate. Bun, de când am făcut clipul ăla, nu știu dacă am mai mers. Cred că am mers o singură dată cu 200 cu tine în mașină. Când ai venit în Austria atunci. Am mers cu 240. A, nu, aici trebuie să facem la stânga. Nu mai vorbește Marcel, fută-l soarele. A, da, vorbește Marcel acum. No, și de atunci am început să o las mult mai încet cu viteza, deoarece nu e sănătoasă, frate. Nu e. Deci este inconștiență pură să alergi cu mașina pe drumuri publice cu asemenea viteze. Așa, am fost să luăm tortulețul de ziua mea, făcut cadou de Senada. O să vă pun o poză mai clară fix aici. O să-l vedeți cum arată, cât este de frumușel, mâncăltata pe el. Tot îl dărăbdesc astăzi. Așa, bun. Deci, în principiu, viteza nu e sănătoasă absolut deloc. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la voi, la cei din jur și cel mai și cel mai mult gândiți-vă că vă așteaptă cineva drag acasă. Faza asta am copiat-o de pe reclamele alea cu cineva drag te așteaptă acasă. Mă așteaptă puiul meu. Așa. Da. Deci în clipul în care eu am mers cu viteza aia, pur și simplu nu m-am gândit ceea ce fac. Am conștientizat abia după ceea ce am făcut. Când m-a sunat maică-mea și a început să plângă la telefon și a zis că ești tâmpit la cap, că ce dracu faci, că ești dobitoc, cum poți să faci așa ceva. Deci nu... Nu ești mai breaz cu nimic dacă mergi cu o anume viteză, când mai ales când auzi tineri ăștia de 18-19 ani, a, că am mers cu 250, ce am dat la BMW-ul, că i-am rupt roțile să moară mama. Da, deci pur și simplu i-ai dat fix, ți-ai arătat prostia de care ai putut să dai dovadă și eu am făcut la fel, recunosc, n-am de ce să mint, am fost un mare prost când am făcut ăsta. Ce e, Bito, ce nu-ți iasă? Nu merge iar netul. Ok, bate-l, aruncă-l pe jam. Ce căcat are telefonul tău? RIP iPhone 7 Plus. Și am luat decizia să nu mai merg cu așa viteză de acum înainte. Atât cât sunt, când sunt singur sau când sunt cu cineva în mașină. Pur și simplu am să fac acest lucru. L-am pornit de ceva timp, chiar nu mai merg de ceva timp, nu mai merg cu viteză, merg în limitele legale, puțin peste și aia e, pentru că ajungi tot în același loc, ajungi cu 10 minute mai devreme sau mai târziu, tot acolo ajungi, dar măcar ajungi în siguranță și nu se merită, frate, să spui viața în pericol. Bun, cu toate astea fiind spuse, sper că aveți ceva de învățat din acest clip și să nu faceți ca mine. Pur și simplu nu mergeți cu viteză, nu le mai călăriți, frate, săracele mașini, că nu are nici un rost, nu o să vă aducă niciun beneficiu în plus și nici măcar vreun premiu sau ceva, dacă te aștepți așa să te laude prietenii, frate, ce tare ai fost, ce i-ai dat, ce ai rupt-o. Nu, pur și simplu ei vă atâță să mergeți așa tare și atâta tot, nimic mai mult. Și nu aveți nimic de câștigat în fond. Bun. Iarăși vreau să mai vorbesc despre depășirile astea riscante, frate, pe care mulți șoferi le fac, frate. Cel puțin când am fost în România, v-am zis, am fost de câteva ori, era chiar somierlesc din cauza la câțiva dobitoci, pentru că s-au băgat la risc și nu mai aveau pur și simplu loc să intre. O trebuit odată să iasă un camion de pe drum. Uite și prostul ăsta ce a făcut, ești un prost, deci ești un prost și jumătate, cu diplomă chiar. Na, și ieșise, frate, camionul de pe drum ca să poată ăla să treacă, mă, ești nebun. Deci chiar a rămas prost, n-a văzut, ia uite, mă, zic, cum se bagă. Și s-a băgat ăla în camion, ești nebun, să l-a scos pe ăla de pe drum. Deci ăla, camionul, a ieșit de pe drum ca să poată dobitocul să treacă. Na, oricum, nașpa, așa că aveți mare, mare grijă. Adaptați viteza, nu mai intrați cu viteză în curbe. Știe el, Georgica, dacă se uită la clip, George, ai grijă de acum înainte. Că ți-ai învățat lecția. Și na. Bun, cu toate astea fiind spuse, acest clip se oprește aici. Eu sunt Alex, este iubita mea Senada. Ăsta e tortulețul pe care o să-l devorăm când ajungem acasă. V-am pupat și ne vedem la un clip. Apropo, mulțumim Dreamcakes by Emma pentru acest tort. Da, exact. Dacă sunteți în Austria și aveți nevoie de un tortuleț, căutați pe Facebook Dreamcakes by Emma și o să găsiți acolo o pagină. Intrați, discutați și arată o să... Arată super bine,
sperăm să fie la o să aveți un tortuleț gata făcut în doar o zi sau cât e ăla să ți-l facă? Păi, într-o zi l-a făcut, da, exact. În câteva ore, în fine. Trați acolo, dați comandă și mâncați un tortuleț dulcic și drăguțel. Bine, dragilor, v-am pupat și ne vedem la un nou videoclip. Vă doresc un weekend cât mai frumos. Pa, pa!